Se poate vorbi despre o relație specială între Ovidiu Comorin și Alina Mavrodin? Păi dacă stăm să ne gândim cum au evoluat lucrurile, cred că într-adevăr e o relație profesională specială, să zic așa, pentru că eu pe Alina o știam de foarte mult timp, de pe vremea când a debutat și chiar mă întrebam de multe ori unde e Alina, unde a dispărut. Întâmplarea a fost să ne întâlnim întâmplător la un eveniment și atunci am discutat mai pe larg, am întrebat-o ce mi-a zis, că s-a reprofilat, că a încercat, dar pasiunea ei a rămas aceeași muzică și aș vrea, dacă se poate, să se reîntoarcă. Mai târziu, după un an de zile, chiar în prima zi din anul 2005, din 2006, nu din 2005, deci în prima zi din an, pe 1 ianuarie 2006, Alina Mavrodin mi-a dat telefon și mi-a spus că vrea să vină să ne vedem. Și zic ok. Zic, hai că noi începem treaba la firmă după 8 ianuarie. Nu, eu vreau să vin acum. Acum vreau să vin. Păi zic, acum nu sunt eu în București, dar zic, hai, ne vedem mâine, dacă e așa urgent. Și ne-am văzut pe 2 ianuarie și atunci am pus la cale acest proiect. Proiect minunat care a readus-o pe Alina la locul pe care ea trebuia să-l aibă și îl are în continuare și l-are câștigat. Dincolo de relația profesională, se poate vorbi despre o prietenie în adevăratul sens al cuvântului? Da, e un om deschis, e un om sincer și nu are răutăți, nu are invidii. E un artist boem. Credeți că pe cale de dispariție mai sunt artiști în România? Mai sunt artiști. Tipul ăsta? Nu e pe cale de dispariție, ba din contră. Eu cred că această cale de dispariție, cum o numești tu, va fi una cât se poate de actuală, pentru că lucrurile se schimbă. Iar publicul are nevoie de sensibilitate, are nevoie de oameni sinceri, are nevoie de artiști care nu-și creează o imagine atunci când apar la televizor. Alina nu încearcă să pară ceea ce nu e. E un om sensibil și în viața de zi cu zi și pe scenă. E un om care transmite emoție, căldură și sinceritate. Și poate și de asta are succesul pe care îl are, pentru că are un succes extraordinar. Chiar dacă poate mulți nu știu cine Alina Mavrodin, în momentul în care cântă, se face liniște. Te identifici și, cumva, da, se face liniște și toată lumea rămâne așa, cu gura căscată ca la dentist. Are o dorință de a cânta extraordinară pe care eu n-am regăsit-o la mulți colegi. Poate și din cauza absenței pe care a avut-o. Dorința a fost atât de mare încât acum încearcă să recupereze și eu zic că a recuperat și în scurt timp Alina va fi un nume de referință a muzicii ușoare românești. Deși detest clișeele, o să vă rog să încheiați cu un gând bun. Transmiteți Alina. Alina, știi bine că te iubesc și pe tine și pe Teddy, vă iubesc pe amândoi. Sper să avem succese în continuare, cu siguranță le vom avea, pentru că cine se aseamănă, se adună. Sau cine seamănă, se adună, nu? Sau cum e? Cam așa e, nu? Cine se aseamănă, se adună. Noi ne-am adunat și sunt convins că împreună vom reuși să facem lucruri minunate. Succes mult!